BMW împlinește anul acesta 100 de ani. Ei bine, la mulți ani, dragă BMW! Pe principiul cele mai frumoase cadouri sunt cele pe care ți le faci singur, BMW a dezvăluit Vision Next 100. Acesta este doar primul dintre cele 4 proiecte pe care grupul BMW le va prezenta în anul centenarului, pentru că după el vor urma concepte de la Mini, Rolls-Royce și divizia Moto BMW Motorrad. Legat de Vision Next 100, BMW nu a dat detalii tehnice, ci mai degrabă unele legate de fascinația tehnologiei. Mașina asta este capabilă, în lumea ei de vis, să se conducă complet autonom. Are emisii poluante zero și este construită din fibră de carbon și plastic. BMW consideră că, în viitor, oțelul și aluminiul vor dispărea din industria constructoare de mașini. Deși este stilizat foarte futurist, conceptul centenar BMW are o arhitectură de limuzină, pentru că acest tip de caroserie a fost cel mai de succes în cei 100 de ani de BMW. Chiar dacă lipsesc montanții centrali, Vision Next 100 are elemente de design clasice pentru marcă. Grila chidnei din față, forma farurilor și a stopurilor sau cea a geamurilor din spate, în dreptul montanților posteriori, supranumită și Hofmeister Kick. În rest, designul foarte fluid al caroseriei a dus la obținerea unui coeficient aerodinamic absolut fantastic, 0.18. Pentru a ajuta aerodinamica, pasajele roților și aripile sunt construite dintr-un material flexibil, astfel că atunci când mașina virează, forma roților și mișcarea laterală a acestora nu afectează forma aerodinamică a mașinii. Vision Next 100 este aproape cât un seria 5 de mare, asta ca să vă faceți o idee despre dimensiuni, cu mențiunea că este mult mai scund. Asta nu e o problemă pentru accesul în mașină, pentru că ușile tip fluture se deschid complet automat și diametral opus, atunci când mașina simte cheia electronică aflată în posesia șoferului. Volanul stă ascuns aproape de bord atunci când mașina nu este ocupată pentru a se facilita accesul. Imediat ce șoferul este în locul său, prin atingerea emblemei de pe volan, portierele se închid. Volanul trece în poziția de condus, iar scaunul se setează automat conform memoriei din cheie. BMW consideră că viitorul va însemna două moduri pentru șofer. Boost, când controlezi tu mașina, și Ease, când ea va deveni autonomă. În modul Boost, un personaj înarmat cu inteligență artificială, Companion, va recunoaște șoferul și îl va ajuta cu indicații de navigație sau informații legate de trafic. Legat de instrumentarul de bord, BMW spune că el va dispărea. Mă rog, de fapt, se va metamorfoza într-un head-up display uriaș integrat în tot parbrizul. În modul Ease, mașina devine o sufragerie pe roți. Și cum în sufragerie doar stai, scaunele se vor așeza în cea mai confortabilă poziție. Lumina ambientală va crea o atmosferă relaxantă și mașina te va duce singură la destinație. BMW, încă o dată să ne trăiești! Așteptăm cu interes și celelalte concepte de anul acesta.